Din septembrie, județul Vâlcea s-a alăturat celui mai amplu program de susținere a micilor producători, raftul cu bunătăți locale, inițiat de profii rețeaua de retail 100% românească. Astfel, bunătăți tradiționale care amintesc de gusturile de odinioară ajung zilnic la raft, la prețuri prietenoase, în magazinele Profi Super din Râmnicu Vâlcea și Drăgășani. Vineri 29 septembrie, la magazinul Profi din Drăgășani a fost inaugurat raftul cu bunătăți locale. Producătorii locali din județ sunt susținuți să facă cele mai bune produse după rețete tradiționale, care să ajungă mai ușor la consumatori, grație celui mai amplu program de susținere demarat de Profi, rețeaua românească de magazine. Proiectul respectiv este un proiect sufletesc pentru companie. E un proiect care generează enorm de mult bună dispoziție, care face să zâmbesc oamenii și care pentru noi, membrii din conducere, ne permite să ne întâlnim cu producători de mărime mai mici și care ne aduc aminte de entuziasmul pe care am avut și pe care o avem în continuare când am început proiectul Profi. Am început și noi mai mici, am reușit prin convingere, prin muncă, prin putere de convingere să creștem. Și cumva este mesajul pe care încercăm să-l dăm către cei care produc, care respectă rețete tradiționale, care vor să dau alimente de calitate sau de mai bună calitate către consumator. Fiind francez, că la prima chestie la care m-am uitat este gama de vinuri. Dar ar trebui să zic că sunt extrem de impresionat de gama de brânzeturi, mai ales brânzeturi de capra. Recunosc că nu mă așteptam să găsesc brânzeturi de capra și cred că e prima dată când ved gama de produse din lapte de capra la raftul de bunătate locală. Apoi, ca de obicei, gemurile extreme de frumoase, varietate în gama de zacuscă. Raftul cu bunătăți este un proiect de suflet. Pentru noi probabil că cel mai frumos proiect pe care Profi l-a născut până acum și este de fapt un proiect în care noi încercăm să integrăm producătorii locali, în special producătorii foarte mici, care în mod normal au dificultăți de a intra în rețelele mari pentru că nu au volume suficiente. Este un proiect care nu are o miză economică pentru că noi adausurile le practicăm foarte, foarte mici pe aceste produse. Este de fapt un proiect în care noi încercăm să întoarcem înapoi în comunitate ceea ce primim de la comunitate. Tot ceea ce înseamnă produs proaspăt, vedem niște mezeluri de calitate foarte bună, produse de la sucuri, țuică, la pâine, deci o grămadă de produse care cred că intră în coșul normal de cumpărături. Profi susține micii producători oferindu-le asistență în elaborarea documentației necesare și în obținerea vizelor esențiale pentru comercializare. Le este facilitată distribuția produselor și le este oferit sprijin pentru promovare. Marfa este preluată direct din unitatea de producție, iar producătorii primesc rapid compensația cuvenită. În funcție de sezon, producătorii vâlceni alimentează raftul cu bunătăți locale, cu produse autentice și naturale, carne și produse din carne proaspătă, pete lactate, gustoase, miere curată, sucuri și vinuri din soiuri alese, toate pregătite după rețete tradiționale și cu dragoste pentru oameni și natură. Fiind din Vaideni, comunitatea noastră fiind bazată pe creșterea păierii și pe creșterea animalelor în general, am zis ca să continuăm într-un alt fel activității pe care au avut părinții. Vrem să mergem pe acel principiu, să ducem tradiția mai departe. Suntem o firmă nouă pe piață, suntem înființați în 2017 și avem dulcețuri, zacuscă, siropuri făcute din produse de aici, locale. Afacerea a fost de familie și ne-am asat pe ceva care credeam că o să meargă pe piață și sperăm să meargă. Vom scoate și un nou produs, o țuică de trandafir care va fi unicat pe piața din România. Programul de susținere a producătorilor locali le oferă acestora oportunitatea de a-și prezenta oferta și pe cea mai amplă platformă națională de promovare a lor, Via Profi.
Pe site-ul Via Profi sunt informații despre toți producătorii locali și acolo sunt și o zonă de contact în care pot să adreseze, să iei contact cu cei care coordonează, deci din departamentul care coordonează acest proiect. Pe produse o să vedeți că există un cod QR. Acest cod QR de fapt dă informații clientului de unde este producătorul și noi încurajăm clienții să meargă direct la producător. Adică nu vrem să devină un proiect care să fie captiv clienții, să-l iei numai din Profi și este de fapt o platformă de marketing pentru producătorii mici. În fiecare zi, raftul cu bunătăți locale își întâmpină clienții cu produse cu suflet cu prețuri mici la magazinul Profi Super din Drăgășani, strada Decebal numărul 6 și din Râmnicu-Vâlcea, de pe strada Mihai Eminescu numărul 30 și strada Calea lui Traian numărul 104.